ITM nu verifică accidentul de muncă de la telescaunul din Parâng. Cei doi accidentați au doar incapacitate temporară de muncă, așa că ancheta este făcută de Primăria Petroșani, acolo unde cei doi sunt angajați. Până atunci însă nimeni nu își explică de ce moleta, pe care era înfășurat cablul instalației de transport, a cedat și a sărit de pe ax, provocând accidentul în care cei doi oameni au fost răniți. Primarul din Petroșani spune că instalația este acum expertizată pentru că avea avizul ISCIR primit recent. Dimineață, cei de la DADPP fac cercetarea lor. O să vedem în continuare, va trebui o expertiză tehnică, am înțeles, făcută ca să vedem exact care a fost cauza acestui accident. Instalația de telescaun avea toate autorizațiile și toate reviziile făcute la timp. Avizul ISCIR a fost dat acum mai puțin de 2 luni, dar ITM nu va face o anchetă în acest caz. Cei doi lucrători victime ale acestui eveniment au incapacitate temporară de muncă și atunci, conform legii, cercetarea evenimentului va face angajatorul. În acest caz, Primăria Municipiului Petroșani, prin Direcția de Administrare Patrimoniu. Dar la sfârșitul acestei anchete vom aviza sau nu, depinde de cum arată dosarul, acest eveniment. Tot ce vă pot spune că am fost la fața locului, am verificat ceea ce s-a întâmplat acolo. Nu avem o concluzie clară, pentru că ceea ce s-a întâmplat cu acel măsor presupune și noi am recomandat primăriei să facă o expertiză în acest moment, expertiză tehnică a acelei instalații, în așa fel ca la sfârșitul cercetării evenimentului să fie condițiile producerii evenimentului să fie foarte clare. Din păcate, vineri, moleta pe care este înfășurat cablul în partea de jos a instalației de transport pe cablu a cedat, iar toate scaunele au căzut la pământ. Pe unul dintre ele se aflau cei doi angajați ai instalației care au fost răniți. Acum sunt la spital. Cei doi angajați ai primăriei sunt în spital la Petroșani, sunt în afara oricărui pericol, au niște fisuri, unul dintre ei la coloana cervicală, dar fără să pună vreo problemă și la picior la fel, iar celălalt are tasate, am înțeles, 2 sau 3 vertebre. Deci ei sunt sub observație, i-a văzut medicul ortoped, neurochirurgul, dar nu este cazul de nicio intervenție majoră. Expertiza tehnică va scoate la iveală motivul pentru care moleta a sărit de pe ax și s-a rupt, provocând accidentul. După descinderile Dicot la complexul energetic Valea Jiului, directorul general Eusebiu Durbacă, recent trecut la PSD, a decis să se autosuspende din funcția de membru PSD. La fel și directorul minei Livezeni, Ion Nemeș. Într-o postare pe Facebook, duminică, la miezul nopții, actualul director general, fost PNL, intrat în PSD cu puțin timp înainte de alegeri, odată cu Tiberiu Iacobriții, a spus că face asta pentru ca partidul să nu fie lezat. Suspend activitatea în cadrul Partidului Social Democrat începând cu data de 8-7-2024. Această suspendare intervine din considerente legate de imaginea partidului. Întrucât sunt conștient de importanța unei imagini pozitive, am luat această decizie pentru a proteja reputația și credibilitatea partidului. Am încredere în actul de justiție și sunt convins că orice investigație sau procedură legală va fi tratată cu obiectivitate și imparțialitate. Semnez prezenta declarație în semn de respect și responsabilitate. A scris duminică la ora 23:12 pe pagina de socializare Eusebiu Durbacă, director general al Complexului Energetic Valea Jiului. Președintele organizației care l-a și luat cu el în PSD pe Durbacă, Tiberiu Iacobriții, a precizat că suspendarea, la fel ca și demisia, este un act unilateral. Am văzut aseară târziu, a pus o postare pe Facebook. Dimineața la partid am fost anunțat că s-au depus 2 cereri de autosuspendare, domnul Durbacă și domnul Nemeș. S-au autosuspendat din partid până la clarificarea situației. Descinderile Dicot au avut loc la 3 zile distanță de cea în care oficialii de la mina Livezeni și Complexul Energetic Valea Jiului au depus cererile la partid. O singură medie de 10 este în județul Hunedoara la examenul de bacalaureat. Absolventul cu nota perfectă este de la Colegiul Pedagogic Regina Maria din Deva. Din Valea Jiului, cea mai mare notă este 9,83, iar 2 absolvenți au luat această notă. Vorbim despre unul de la Colegiul Național Mihai Eminescu la profilul matematică-informatică și un altul la științele naturii.
Doi elevi au fost eliminați din examenul de bacalaureat, unul de la Colegiul Traian Lalescu și unul de la IC Brătianu din Hațeg. Numai puțin de 92 de absolvenți nu s-au prezentat la una dintre probe sau la toate, iar respinși sunt 579. Am avut înscriși în județul nostru 2441, prezența a fost 2348. Rata acumulată de promovare în județul Hunedoara, deci înainte de contestații, este de 75,21. Dacă comparăm cu aceleși valori din anii anteriori, este cea mai bună din ultimii 5 ani. 88 de candidați au fost din promoțiile anterioare, iar 5 dintre absolvenții au 6 fix, așa că au promovat la limita bacalaureatului, în timp ce 7 au o sutime în plus față de nota minimă. Sunt rezultatele parțiale înainte de contestațiile care se depun astăzi. Rezultatele finale se vor afișa în 12 iulie. Toți elevii de la școala gimnazială Igheduca se mută din toamnă la liceu. Decizia a fost luată după ce școala a intrat în reparații generale, anvelopare și reabilitare, lucrări care nu se vor finaliza până în septembrie. Am discutat cu domnul director de la Igheduca și cu doamna director de la Leonida. Ei se vor muta temporar în sediul Colegiului Dimitrie Leonida. Potrivit primarului din Petroșani, elevii de clase primare vor face școala de dimineață, iar cei de la liceu de după amiază. Cei care au câștigat licitația pentru lucrările de reabilitare de la școala Igheduca au ca termen de finalizare 22 mai 2025. O nouă victorie pentru clubul de robotică din Petrila. Tinerii pasionați de tehnologie de la WAFI au reușit să obțină 15.000 de lei prin intermediul unui fond de burse. Au fost foarte spontan, am primit, cred că, mesaj de la aproape 5 persoane deodată cu acest fond de bursă și inițial colegii au spus că lasă că avem timp și mă bucur că am zis, oricum n-am ce face, trebuie să fac ceva, mă apuc să fac fondul ăsta de bursă, în loc să-mi repet la bac am stat să fac cererea pentru fondul de bursă și mă bucur că am reușit, am fost printre primii, ceea ce ne-a asigurat acești bănuți. Acești bani, în mare parte, vor fi folosiți pentru achiziționarea de echipamente mai noi și mai moderne. Și vor fi folosiți o mică parte atât pentru deplasări și cazări, însă aceasta nu este prioritatea. Ne putem scădea propriul confort sau să mai rupem din buzunarul nostru pentru cazări și deplasări. Partea importantă este să avem echipamente moderne și piesele necesare pentru a realiza roboții. Clubul de robotică ce a reușit de-a lungul anilor să obțină premii la nivel național trece în momentul de față printr-o reformare. Foarte mulți orientat numai în 11 sau chiar și în 12 în echipă și regretă că nu intră mai devreme, deci ăsta e un mesaj pentru majoritatea care intră acum la liceu sau sunt a opta, că și neopte posibil, să încerce clubul de robotică local pentru că e o experiență care schimbă viața. Plecăm destul de mulți, plecăm cam aproape jumătate de echipă, dar sunt convins că o să reușim să aducem, așa, înainte să plecăm noi de tot, o bună parte de boboci care să ne preia locul. Și de asemenea, mulți dintre noi rămânem ca și alumni, ca și mentori și ca și ajutoare. Darius Cristian Furdui este cel care va lua asupra sa conducerea și funcția de lider în cadrul clubului WAFI. Îmi este frică, dar în același timp sunt curios ce se va întâmpla, sunt curios cum o să reușesc totuși să mă adaptez. Că... Nu știu, simt că este o experiență care o să mă facă să evoluez eu ca persoană și totuși că o să ne facă să devenim noi mai puternici ca echipă și 100% va trebui ca să devenim mult mai apropiați toți membrii noi. Deci, eu zic totuși că ne vom descurca. Încă două autobuze electrice au ajuns la Petroșani, iar autoritățile preconizează că în curând vor mai sosi câteva. Localitatea din Valea Jiului va beneficia de un transport public modern, practic, ieftin și ecologic. Au venit încă două autobuze. Săptămâna aceasta am înțeles că s-ar putea să ajungă încă două și urmează să vină și cel de-al șaptelea. În total sunt 7 autobuze electrice care trebuie să sosească la Petroșani. Autobuzele vor fi puse în funcțiune după ce va fi implementată partea proiectului ce prevede montarea stațiilor de încărcare și amenajarea unui depou pentru aceste vehicule. Conducerea primăriei Petroșani asigură cetățenii că nu vor exista impedimente în realizarea obiectivului propus. Acum se lucrează la amplasarea stațiilor de încărcare. În ceea ce privește construcția garajului, așa zis că nu e neapărat un garaj, va fi o platformă și un acoperiș. Suntem la faza la care să scoatem la licitație
proiectare și execuție. Dar este foarte important să putem să montăm stațiile de încărcare, asta este prioritar. Cele 7 autobuze au o capacitate de transport de 90 de călători, dintre care 27 pe scaune și o autonomie de 300 de kilometri. Proiectul ce prevede ca Petroșaniul să devină o localitate cu un transport public 100% electric are o valoare de peste 19 milioane de lei. Veselie, voie bună, dansuri și drag de cântec românesc timp de 3 zile în municipiul Vulcan. O nouă ediție a evenimentului îndrăgit a reușit să atragă pe bulevardul Mihai Viteazu câteva mii de persoane din localitate. Am vorbit cu acești oameni și am aflat de la ei că le plac bucatele din carne, gogoșile apetisante, dar cel mai mult muzica populară. Da, este foarte frumos și bravo fetelor că cântă foarte frumos și o munci ca să ajungă aici să cânte. Totul e frumos, toată atmosfera e foarte frumoasă, suntem încântați să avem astfel de evenimente în Vulcan. E frumos, așa, evenimentele ăștia din când în când, foarte frumos. Copiii cântă foarte frumos și ne bucurăm că și tineretul îmbrățișează portul popular și cântecele populare. E foarte frumos. Vineri, distracția a început după ora 17. Rând pe rând, pe scenă, au urcat talentele locale de la asociațiile Glasuri de Argint, Lirica și Mesagerii Iubirii, iar mai târziu și artiștii hunedoreni binecunoscuți publicului din Valea Jiului. Chiar cu cântec românesc, cu iubire, cu mesaj de pace. Primul mesaj a fost cel care a câștigat la San Remo premiul întâi din toată lumea, un mesaj de pace, mesaj de iubire, mesaj de dragoste, de împăcare. Asta cântă Glasuri de Argint. Copiii sunt din Valea Jiului, copiii sunt muncitori și talentați și chiar merită să fie văzuți și promovați peste tot. Am pregătit multe suite de dansuri populare din 3-4 zone folclorice, jocuri de oaș, suită de banat, țarină de la Abrud și jeana noastră pe care o cunoaștem toți. Sunt mândru să fiu un Vulcan pentru că multe din neamurile mele sunt din zona Vulcanului, Paroșeniului, bunicii mei chiar vin din zona asta și sunt mândru să, în această seară să fiu alături de vulcăneni, de locuitorii Văii Jiului. Mă bucur, v-am spus, mi-a spus de mult că uite sunt și astăzi aici la Vulcan să petrec, să încânt și să încânt oamenilor de aici. A fost o seară frumoasă și aceste seri frumoase au rolul lor în societatea noastră, indiferent de unii sau alții care spun cu totul altceva. Eu cred că oamenii au dreptul să socializeze, să se simtă bine, mai ales atunci când există, zic eu, muzica autentică, muzica noastră de suflet a românilor, muzică pe care și eu și ceilalți colegi ai noștri am încercat să promovăm chiar și în această seară la Vulcan. Solistul sibian Robert Târnăveanu a fost cap de afiș pentru seara de vineri. Renumitul interpret de muzică populară a atras publicul în jurul său, iar oamenii au încins o horă sub melodiile artistului. Care n-are bănișori în buznar pentru o țuică și în viață n-a sărutat curiță dulce de puică. Care n-are bănișori în buznar pentru o țuică și în viață n-a sărutat curiță dulce de puică. Am venit cu mare drag la acest eveniment extraordinar aici la dumneavoastră, la Vulcan. N-am mai fost de mult de la Revelion, am cântat la Revelion, la acest spectacol intitulat frumos, așa și foarte românește, Drag de cântec românesc. Eu vin cu mare, mare drag de fiecare dată aici în Valea Jiului, pentru că iubesc Valea Jiului, iubesc oamenii din Valea Jiului, mă îmbrac ca în Valea Jiului de 20 de ani de când am debutat eu în lumea asta folclorului. Sâmbătă și duminică, distracția a continuat și pe scenă și-au făcut apariția artiști precum Claudia Ghițulescu sau Olguța Berbec și Remus Novac. Au fost 3 seri încărcate cu cântec românesc. Iubitorii muzicii populare din Vulcan, dar și din toată Valea Jiului, au petrecut clipe minunate la o ediție cu adevărat reușită a evenimentului. Drag de cântec românesc a fost organizat de către Consiliul Local și Primăria Municipiului Vulcan.